Sunteți comentari la dezbaterea din UE privind viitorul Uniunii? Care dintre cele cinci scenarii propuse de comisie legate de viitorul blocului comunitar prin de contul în momentul de față? Sunt dezbateri uh, foarte aprinse în majoritatea statelor membre uh, și, evident, în instituțiile europene, la Bruxelles, și în grupurile politice din Parlament și în tot felul de seminarii, întâlniri cu think tank-uri. Personal, cred că scenariul care se degajează în acest moment este o combinație uh, între două dintre cele cinci scenarii prezentate de Jean-Claude Juncker ca posibile piste. Uh, cred că ni se va propune, și o să revin asupra acestui, ni se va propune o combinație între scenariul al treilea și scenariul al cincelea. Spun, ni se va propune pentru că Jean-Claude Juncker va adresa un mesaj anual în Parlamentul European în luna septembrie și e posibil ca, folosind acest prilej, domnia sa să ne spună care e propunerea pe care Comisia o face, luând în seamă toate dezbaterile făcute de la începutul anului încoace. E posibil ca uh, această sinteză să fie făcută ceva mai târziu, poate să sfârșitul anului, chiar ieri vedeam că s-a sugerat chiar posibilitatea de a avea o asemenea poziție exprimată de comisie la începutul anului viitor. Spun asta pentru că până în această clipă comisia nu s-a pronunțat. Cele cinci scenarii sunt uh, subiecte de dezbatere și, așa cum spuneam mai devreme, ele au fost întoarse pe toate fețele în statele membre și. Uh, la Bruxelles. O combinație între scenariul 3 și scenariul 5 înseamnă, de fapt, să reamintim ce înseamnă aceste scenarii, o combinație între afirmarea idealului federalist, ăsta e scenariul al 5-lea, și ideea cuprinsă în scenariul 3, care a fost prezentată drept Europa cu mai multe viteze, și care înseamnă, de fapt, un lucru care nu vrea să discrimineze pe cineva. Inițial, ideea asta a Europei cu două viteze a fost Uh, prezentată ca o formă de discriminare a unora dintre europeni. Nu e vorba de discriminare, e vorba despre uh, un format diferit, și anume despre posibilitatea ca uh, un număr de state membre să se grupeze pentru a uh, lucra împreună într-un domeniu foarte precis, uh, fără să excludă pe cineva, dar dând posibilitatea statelor membre să uh, determine singure, să hotărască singure momentul în care se realiază. Iar luăm un exemplu foarte precis. Dacă mâine 17 din cele 27 de state membre decid să lucreze mai mult în, împreună în privința î, luptei împotriva traficului de persoane, aceste 17 state pornesc împreună la drum, urmând ca restul de 10, dacă doresc, să vină și să se, se, se alăture acestui efort atunci când fiecare se simte în stare să o facă. Sau atunci când fiecare găsește interesant să facă acest lucru. La fel, dacă, să zicem, 14 din cele 27 de state doresc să definească împreună standarde de calitatea vieții, standarde de bunăstare socială, ele pornesc la drum atâtea câte sunt în momentul în care planul este lansat, și celelalte, iarăși, când consideră că e oportun, când consideră că e important pentru cetățenilor, fac și ele acest pas. E un format mai flexibil decât cel cu care ne-a obișnuit Comisia, dar uh, ideea ar putea fi aceea de a avansa cu geometrii diferite către o federație, de asta spuneam că scenariul al 5 ar fi de fapt uh, uh, cuprins în uh, acest parcurs, către o federație în care cât mai multe lucruri să fie făcute uh, împreună. Cred că uh, așa sunt în acest moment uh, cel puțin orientate lucrurile. Și fiind în formă care există și în prezent. Acesta cooperării întărite, sau cum se cheamă. Da, există o cooperare consolidată la care s-a recurs rar, dar de pildă, chiar recent România s-a raliat statelor care doresc uh, să pună la cale un procuror uh, european. Procuror la scară europeană. Suntem deci în viteza întâi dacă e să folosim... Uh, Metafora care pe mulți a nemulțumit și pe care, așa cum spuneam, au folosit-o pentru a uh, spune uh, că sunt discriminați. Insist, nu e vorba de nicio discriminare, e vorba de voința politică și, personal, cred că, așa cum sunt lucrurile în acest moment, cu diferențele ideologice, cu diferențele de dezvoltare din uh, acest moment din Europa, nu avem foarte multe căi. În particular, eu cred că tocmai pentru a recupera ceva din uh, decalajul care ne separă încă de unele din Statele Europene, ar trebui să luăm în serios uh, uh, intrarea în zona euro. Uh, din păcate, sunt 10 ani de când am intrat în Uniunea Europeană și intrarea în zona euro e încă uh, ne o necunoscută. Uh, ori asta va conta foarte mult, cred, în uh, uh, anii următori și va fi o parte... Vreau să zic, clivajul euro-non-euro -euro, va fi o parte a acestei arhitecturi diferențiate sau a acestor geometrii multiple despre care vorbeam mai devreme. Care scenariu credeți că ar favoriza România? Cred că acest scenariu, cel în care, pe de-o parte, menținem drept obiectiv fundamental o federație europeană, de un tip cu totul nou. Nu avem un caz pe continentul european sau pe continentul nord-american sau pe continentul asiatic sau pe continentul african, peste tot există federații, nu avem un caz care să ne ajute să întrevedem, să ghicim ce ar fi această federație uh, care i s-a spus la un dat Statele Unite ale Europei, pentru că nimic din istoria celorlalte federații existente sau confederații existente nu seamănă cu dezvoltarea europeană și cu felul în care s-a construit Uniunea Europeană. Deci va fi probabil, cum se spunea la un moment dat în literatură, un obiect politic ne neidentificat. Se zicea la un moment dat că Uniunea ar fi așa ceva. Deci cred că acest ideal politic va fi menținut și în interiorul lui, cred că fiecare va fi încurajat să facă atât cât e în stare să facă și cât are ambiția să facă. Cred că pentru România e un, e un pariu interesant, tocmai pentru că, așa cum sugeram și mai devreme, avem de recuperat niște decalaje. În primul rând, e vorba de uh, faptul că suntem în afara zonei euro și economica asta are un cost foarte mare. Din păcate, uh, noi am vorbit doar despre costurile. Uh, uh, de efortul care trebuie făcut pentru a uh, fi partea zonei euro și, uh, cum se știe, tehnic. Uh, S-au făcut uh, foarte multe lucruri uh, importante, uh, dar politic uh, nimeni n-a vrut să-și asume, de fapt, acest uh, proiect, și toată lumea se ascunde în spatele prudenței pe care Banca Națională a afișat-o. Uh, costurile pe care le plătim pentru lipsa acestei ambiții sunt foarte mari, dar uh, niciun politician nu le-a calculat. Iar Banca Națională nu le calculează, pentru că politica băncii este prudența și păstrarea unei pârghii care e importantă pentru Banca Centrală și care contează evident pe piața monetară. Aici suntem. În aceste condiții, cred că e foarte bine pentru noi, ca societate, să avem o alternativă la această prudență dublată de lașitatea politicienilor. Cum credeți că ar trebui să poziționeze România față de idee avansate de Franța cu susținerea Germaniei pentru o guvernare propria zonei euro? Așa cum vă spuneam, clivajul zona euro și exteriorul zonei euro va fi din ce în ce mai important. Și nu exclus că, într-o formă sau alta, sub un nume sau altul, să avem un buget pentru zona euro. Chiar dacă nu se va spune buget. Dar uh, lucrurile se îndreaptă în această direcție dacă negăm realitatea, nu câștigăm mare lucru. Cred că, indiferent de momentul în care se va ajunge la o gestiune diferită, o gestiune diferită a resurselor pentru țările din zona euro și respectiv pentru țările din afara zonei euro, indiferent de acest moment și indiferent de formula tehnică la care se va ajunge, în interesul nostru să intrăm în zona euro, pentru că în mod cert, cei care vor fi în zona euro vor avea mai mult de profitat. Asta este clar. Nu, nu există un scenariu în care cei care rămân în afara zonei euro să profite mai mult economic. Asta este o aberație și cine încearcă să-și ascundă, așa cum sugeram, lașitatea sub această formulă greșește profund. Deci, personal, mizez pe luciditate, pe o minimă luciditate. N-am, din păcate, foarte mari speranțe în guvernul care tocmai s-a instalat, dar. Uh, miza este esențială. Am negociat intrarea în zona euro. Nu suntem una dintre țările care în momentul intrării a spus nu vrem niciodată. Nu? Marea Britanie era în această uh, situație și uite, ne și părăsește acum. Deci, uh, asta avem de făcut. Să găsim uh, acea uh, echipă politică în stare să-și asume acest proiect. Așa cum au existat în anii 90 politicieni care împotriva unui curent general au spus mergem către NATO și mergem către Uniunea Europeană. Au fost impopulari, unii au și pierdut puterea din această pricină. Acum trebuie să găsim uh, politicienii care au atâta curaj încât să spună uh, mergem în zona euro, indiferent de costurile politice pe care eu, guvernant, le voi plăti. Cum le răspund de celor care se tem de o impunere a unor reguli comune, financiare și sociale? Nu se tem de pierdere avantajului competitiv, dacă ni se impune, spre exemplu, profit unic uh, impozit pe profit unic la nivelul a 10 state. Deci, uh, ne am profitat în ultimii 10 ani, nu știu cât, uh, cât uh, va mai fi posibil uh, iarăși cu nou guvern instalat uh, de pe urma uh, unor uh, reglementari care priveau de pildă cota unică sau uh, un anumit uh, dispozitiv pentru uh, uh, definirea standardelor sociale. Uh, unii consideră că trișăm în acest fel. Dumping. Da? Unii nu se feresc să folosească termenul de dumping. Discuția despre muncitorii detașați, care în România uh, e mult mai uh, uh, marginală decât e în Franța, în Belgia, în uh, Germania, în. Uh, Portugalia și în alte state membre, este tocmai despre această problemă. Pentru că există firme, și în principalele nu sunt firme române, sunt firme tot din aceste țări, care folosind reglementările sociale într-o țară ca România, tocmez muncitori care pleacă pe șantiere, de pildă, în Belgia sau în Franța și sunt plătiți cu salariu minim din țările respective și firmele plătesc contribuții sociale din statele de proveniență. Deocamdată un număr de state au blocat modificarea directivei care permite acest sistem. Nu știu cât va mai ține. Nu știu dacă această majoritate de blocaj va mai fi posibilă și nu știu dacă nu se vor găsi uh, alte căi pentru a depăși uh, uh, această situație care e dezagrabilă pentru firme occidentale. Repet, nu neapărat firmele române sunt cele uh, uh, care plătesc acest cost. Muncitorii români s-ar putea să plătească acest cost, pentru că în condițiile oferite de piața muncii din România, pentru ei e mai avantajos să plece în aceste condiții, să fie, nu știu, zidari în Belgia decât zidari în România, pentru că, iarăși, contribuțiile sociale sunt la nivelul celor din România, dar salariul din Belgia e evident mai bun decât salariul din România. Deci, dacă se va schimba această directivă, cei care vor plăti vor fi muncitorii din România, nu firme, pentru că în general firmele sunt de fapt filiale ale unor firme din Franța, Belgia, din aceste state membre. Iar discuția despre directiva referitoare la muncitorii detașați a plecat de la faptul că în Franța, Belgia și celelalte țări unde e folosit sistemul, firmele consideră că asta e concurență neloială pe piața din Franța, Belgia și așa mai departe. Aici nu știu cum ne vom descurca, cum vom, cum vom găsi o soluție, astfel încât, repet, muncitorii din România să nu fie penalizați. Pentru că ei vor fi lipsiți de oportunitățile pe care le aveau. După părerea mea, tocmai ar trebui să ne gândim la un regim fiscal mai avantajos pentru firmele din România care să țină atâta timp cât nu avem o, o politică de acest gen, care să unifice fiscal Europa. Aici cred că uh, va, va fi greu să se obțină o majoritate semnificativă pentru asemenea uh, unificare. Uh, personal, uh, uh, nu mă aștept ca ăsta să fie proiectul fundamental către care să se meargă, dar uh, Trebuie să fim pregătiți în orice caz pentru diverse scenarii și ar fi bine să punem pe masă în România în primul rând diverse scenarii de evoluție și să le și dezbatem public. Din păcate foarte multe din lucrurile care îi afectează direct, cum spuneam de pildă pe cetățenii români, nu sunt dezbătute în România. Le știu săracii muncitori care, care sunt acolo și uh, sunt direct vizați, dar ei au sentimentul că nimeni din România uh, nu-i ia în seamă. Nu? De asta ne scriu de pildă nouă la Parlamentul European. Pentru că știu că fiind conectați la dezbatele din Bruxelles, suntem interesați de soarta lor. Acesta era și următoarea întrebare, dacă vi se pare că în România e cineva interesat de temele acestea. Păi sunt interesați, dar nu politicienii. Asta este paradoxul. Adică știați de pildă până să devină ministru că doamna Vircea a fost șefă la Comisia de Afaceri Europene? Sau că domnul Ponta fost prim-ministru e uh, responsabil la nivelul Parlamentului cu afaceri europene, nimeni nu-i cunoaște sub această identitate, nici pe doamna Virgeal, care era relativ cunoscută chiar înainte de a deveni ministru, nu mai e, cum știți, nici pe domnul Ponta. Deci, domnul Ponta vorbește public despre toate subiectele posibile și posibile, dar nu despre afaceri europene, cele care sunt în, uh, în uh, principala responsabilitatea domnii sale. Deci, E un decalaj între uh, identitățile politice asumate uh, efectiv și responsabilitățile din cameră, nu? Uh, există comisii de afaceri europene în camere, în ambele camere. Uh, nimeni, de la, uh, nimeni din aceste comisii nu e cunoscut pentru a fi partea lor. Sunt cunoscuți pentru alte uh, lucruri. Sigur că, uh, la nivelul societății oamenii sunt curioși, au preocupări, eu văd din corespondența pe care o port, sunt foarte mulți oameni informați și ei simt în primul rând acest decalaj, dacă e vorba de afaceri europene, decalaj între interesele lor și ceea ce politicienii fac și spun și uh, ceea ce uh, ei evoc atunci când uh, iau cuvântul. Nu? Uh, discuția despre uh, Brexit e, 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 și alegată de decalajul de care pomeneam, pentru că există un interes foarte mare al celor care, român fiind, vor să studieze sau să muncească în Marea Britanie, ca și, evident, al celor care fac deja acest lucru, și de la nivelul clasei politice, tot ce s-a spus este știm că avem cetățeni români în Marea Britanie și vom avea grijă de ei. Asta e tot. Acum, cred că așteptările sunt mai mari. A revenit pe agenda, încurajată și de venirea lui Trump în America, discuția despre o apărare comună la nivel da. european. Ne ajută acest proiect pe noi? Cum ar trebui să ne poziționăm la acest, aceste dezbateri? Păi deja e un lucru pe care nu știu dacă președintele l-a comunicat după ultimul Consiliu European, atunci când s-a stabilit că va exista o apărare consolidată. Uh, și avem trei luni să notificăm dacă vrem să fim parte a PESCO așa se cheamă uh, n-am remarcat dacă după încheierea acestui Consiliu European președintele care ne reprezintă Consiliu a anunțat public acest lucru uh, în orice caz până la începutul toamnei trebuie să decidem dacă vrem să fim parte a acestui proiect care înseamnă o cooperare mai amplă decât uh, până în prezent în foarte multe domenii se vorbește, de pildă, despre uh, cyber security, despre cybersecuritate, nu știu cum uh, să traducem, uh, fără a fi prea barbari, uh, despre uh, o serie de alte proiecte uh, care uh, înseamnă, de pildă, în mod foarte concret, poate să însemne în viitor un sprijin din partea Comisiei Europene pentru. Sincronizarea uh, cheltuielilor bugetare și a planificărilor bugetare în statele membre atunci când e vorba de achiziții. Pentru că în uh, Europa, în acest moment, există o foarte mare diferențiere între uh, tipurile de uh, arme și, în general, echipament militar care e folosit. Sunt, dacă nu mă înșel, în jur de 180 de arme diferite care sunt achiziționate de statele membre și ideea este ca, în viitor, să se caute ca piața uh, echipamentelor militare să permită achiziționarea de către statele membre în comun, pentru ca, în principiu, uh, colaborarea să fie mai ușoară. Evident că uh, ești mai eficient și poți să lucrezi mai ușor cu partener dacă ai același tip de arme. Ori una din problemele identificate de către Comisia Europeană este că acest lucru e dificil și pentru că planificările bugetare ale achizițiilor de echipament militar sunt diferite și Comisia se gândește să sprijine statele membre pentru că asta să nu mai fie un impediment. Asta este unul dintre proiecte. Sau Comisia propune ca proiecte de cercetare comune în domeniul militar să fie finanțate. Mi se pare că iarăși e o idee inteligentă asta. Perții ar putea să fie ajutați pentru a, a, a lucra împreună din diverse state membre, cu atât mai mult cu, cu cât se știe 23 din cele 28 de state membre, sunt membre NATO. Doar 5 state europene nu sunt membre NATO și uh, evident că cei 23 care sunt și în UE și în NATO colaborează în aceste două uh, organizații sau entități foarte diferite. Că Uniunea Europeană e un lucru, NATO este alt lucru. Dar în, în Uniunea Europeană a început să fie tot mai clar afirmată dorința asta de a găsi... Niște soluții, am, am citat doar două exemple, e vorba de pildă de colaborarea lansată deja în ultimele luni uh, ale celor două uh, uh, entități, organizații, Uniunea Europeană și NATO, în gestiunea fluxurilor de migranți în Marea Mediterană. Există operațiuni și colaborări frecvente. Există, și asta e marele proiect, uh, ideea de a colabora în ceea ce se numește apărarea pe în fața războiilor și amenințelor hibride. De altfel, după declarația de anul trecut de la Varșovia, după summitul de la Varșovia, nu s-a adoptat o declarație în care și NATO și Uniunea Europeană spuneau că vor să coopereze, s-a adoptat, după, după, acest summit, s-a adoptat o listă cu 42 de proiecte comune. Deci NATO și Uniunea Europeană au început deja să lucreze. Spun asta pentru că am văzut că unul le teamă Că dacă am fi mai coerenți în Europa, ar fi afectată NATO. Nu! NATO dorește această consolidare a cooperării între europeni și, repet, sunt 42 de puncte care uh, 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 pun în legătură NATO și Uniunea Europeană, iar în interiorul Uniunii Europene uh, uh, se caută căi pentru a spori ponderea europenilor în, uh, în ansamblu apărării și, evident, în interiorul NATO. De ce credeți că unii văd un pericol de slăbire a relațiilor dintre Europa și America prin acest proiect comun? Sincer, n-am înțeles niciodată. <laughs> deci cred că e o teamă irațională. Zilele trecute, săptămâna trecute, am avut la Bruxelles o întâlnire în cadrul Comisiei de Afaceri Externe cu secretarul general NATO, Stoltenberg, și a spus foarte clar, e vocea cea mai autorizată din NATO, că își dorește o cooperare consolidată a europenilor. Uh, și uh, o coerență tot mai mare. Uh, ministra germană de apărare a fost și ea în, uh, în Comisia noastră de afaceri externe acum câteva zile și mesajul a fost uh, același. Uh, am întrebat-o de altfel cum vede chestiunea uh, financiară, pentru că avem o problemă NATO atâta timp cât sunt foarte puține statele care... Alocă 2% din PIB pentru apărare, și evident că dacă în viitor am avea un buget în interiorul bugetului comisiei, nu avem încă un buget pentru achiziții militare, bugetul care e de altfel foarte mic, alocat acestor proiecte de cercetare sau câtorva, câtorva alte proiecte, este minim, dar dacă am avea un, proiect, un buget mai mare, sigur că. Uh, dat fiindcă acest buget e alimentat de contribuții de statul membre, ar însemna că implicit am avea mai mult de 2% pentru uh, apărare și am întrebat-o cum uh, vede acest lucru uh, și am avut o foarte interesantă discuție despre uh, chestiunea bugetară și despre felul în care uh, Europa ar putea să fie uh, uh, relevantă ca un model de coerență, pentru că uitați-vă în NATO avem țări cu care Europa colaborează politic destul de greu. Nu? Turcia e cazul cel mai relevant. Mesajul pe care l-am primit de altfel de la interlocutorii americani pe care am avut a fost același. Statele Unite sunt bucuroase să vadă o Europa mai coerentă din punct de vedere al apărării. Deci, sincer, nu înțeleg de unde a ieșit mitul care e destul de prezent în România cum că mai multă coerență a membrilor europeni, a Uniunii Europene în general în, în chestiuni de apărare, ar slăbi NATO. Repet, sunt 42 de proiecte în lucru și mesajele date și de secretarul general NATO și de importanți membrii ai Uniunii Europene, liderei Uniunii Europene, mesajele sunt vrem să lucrăm împreună și să Uh, avem uh, cât mai multă coerență din partea europeană. Deci, realmente, n-am înțeles până acum uh, această temere uh, cum că s-ar slăbi vreunul vrun, uh, dintre proiecte. Nu. Ideea e tocmai să le consolidăm în modul ăsta foarte concret. Mai am exemple, dacă vreți, și pot să le văd. ce credeți că Marea Britanie a blocat proiectul acela de cartier general comun acum recent? Bun, acum uh, Marea Britanie n-a vrut niciodată o apărare comună uh, ca parte a proiectului european. Marea Britanie n-a vrut niciodată o monedă comună. Asta este filozofia britanicilor, nu? I-au intrat târziu în Uniunea Europeană și iată după 40 și ceva de ani vor și părăsi. Ideea este că uh, uh, în acest moment uh, Marea Britanie trebuie să rezolve o altă problemă, și anume Brexitul. Uh, în aceste uh, luni care vor veni, până în, la începutul 2019, ce Marea Britanie nu va fi foarte interesată să definească linii de colaborare după plecarea lor, pentru că uh, discuția despre apărare comună este legată în mod fundamental de discuția anterioară pe care o aveam, și anume despre cele cinci scenarii. Uh, și despre, e legată de ce se va întâmpla cu cei 27 după ce britanicii ne vor spune bye-bye. Uh, atâta vreme cât în mod tradițional, nu? Din anii uh, 50 încoace Marea Britanie a fost reticentă față de continent, a intrat în anii 70, dar blocând orice ambiție cum să zic uh, orice ambiție da, semnificativă, nu? ținând lucrurile la minim, nu mă aștept ca acum, când pleacă, să fie mai generoasă cu proiectele comune. Dar, repet, există, la nivel politic, o colaborare excelentă între NATO, inclusiv Marea Britanie, ca parte NATO, și Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, în acest moment, nu are nici buget pentru apărare, nu are nici forțe comune, nu are. Nu există o armată europeană și nu se pune problema să avem așa ceva. Consolidarea uh, participării europene înseamnă lucruri precum cele pe care vi le-am pomenit. Bani pentru cercetare, domeniul militar. Nu cred că e ok. Nu cred că dacă dăm bani pentru dezvoltarea rurală din Telorman, n-ar trebui să dăm bani pentru cercetare militară. Nu văd de ce uh, am respinge o folosire. O, unei părți din buget pentru un asemenea scop. Legat de schimbul dur de replici care a fost în ultima perioadă între Europa și Statele Unite, credeți că e re reluare a cooperării între Franța, Germania și SUA? Cred că e foarte importantă cooperarea cu Statele Unite. Personal, sunt favorabil unei utilizări inteligente a tuturor canalelor și tuturor posibilităților pe care le avem pentru a stabili o relație de cooperare strânsă și cu republicanii din Congres și cu președintele Trump. Sunt bucuros pentru gestul tocmai anunțat pe care l-a făcut nou președinte francez, domnul Macron, aceea de a-l invita pe Donald Trump la ceremoniile de pe 14 iulie. Cred cu tărie că avem nevoie de o colaborare... Uh, nu doar politică, ci și comercială cu Statele Unite, și aș fi fericit dacă negocierile referitoare la TTIP, la tratatul de investiții și parteneriat cu Statele Unite, ar fi redeschis. din Credeți că e... e posibil? Cred că e posibil și cred că e foarte important. Cred că negocierile în curs pe care le avem cu Mexicul, după succesul negocierilor cu Canada, sunt argumente puternice pentru a convinge pe prietenii noștri americani că e important. Ca o piață enormă formată din Uniunea Europeană și respectiv Mexic, Statele Unite și Canada să fie posibilă, e în interesul celor două părți și sunt convins că există, există soluții. Am avut negociatori foarte buni de partea europeană. Doamna Cecilia Maștrom, comisara care s-a ocupat de asta, e o persoană absolut remarcabilă și o spun nu din partizanat, nici nu e membra grupului meu politic, e o liberală, dar este o, o, o excelentă negociatoare și cred că ăsta este un proiect fundamental. De asta trebuie să găsim calea pentru a-i readuce pe americani la masa negocierilor. Dacă relațiile politice între liderii statelor europene și Donald Trump se normalizează pentru că s-a pornit de pe poziții dintr-o poziție foarte proastă, Dacă această normalizare se produce, sunt convins că negocierile TTIP pot fi reluate și putem avea rezultate foarte bune. Acum trebuie să vă spun că în momentul în care alegerea lui Trump s-a produs, în Europa a existat uh, uh, o reține foarte mare și în Parlamentul European dacă uh, îngăduiți această mică relatare anecdotică, noi ne-am întâlnit în dimineața în care s au anunțat alegerile. Pentru a întâlni cu comisarul Han, uh, comisarul pentru extindere Johannes Han, ven venit să prezinte rapoartele de progres pentru țările candidate sau potențial candidate. Și chiar înainte de reuniune, toată lumea nu a discutat decât despre alegerea lui, lui Trump până să înceapă reuniunea. Chiar înainte de începerea reuniunii, un, un, unul din colegi a, a cerut cuvântul pentru a-l felicita pe Trump. Era din a, partidul Liga Nord, din a, Italia, și vreau să vă spun că a fost fluierat. N-am văzut niciodată, în, într-o comisie Parlamentul a Parlamentului European, cum să vă spun, o manifestare de furie, a, 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 pentru că cineva îndrăznise să-l felicite pe Trump. Era, într-adevăr, dintr-un grup care nu e foarte frecventabil, grupul... A, din care face parte și Marine Le Pen. Însă, încet, încet, interesul colaborării cu Statele Unite e descoperit. În chestiuni de politică externă, cele de care mă ocup în particular la, la Parlament, fiind coordonatorul grupului meu politic pentru aceste chestiuni, poziții americane sunt extrem de relevante. În unele cazuri, cum se de pildă Balcanii de Vest, poziții nu s-au schimbat și foarte bine, e important pentru europeni că Statele Unite mențin, abordarea pe care au o avut-o până acum pentru Balcanii de Vest, susținând uh, ceea ce și europenii doresc, și anume o apropiere a acestor state de Uniune. În unele cazuri, poziții americane s-au schimbat. Nu întotdeauna efectele au fost uh, foarte bune, pentru că s-au născut crize și avem exemplu recent al uh, crizei din relațiile Qatarului cu Arabia Saudită, Egiptul, Bahrain și Emiratele. Uh, deci, Așteptăm, așteptăm să stabilizăm situația și personal cred într-o într, -o, a, a, într -o îmbunătățire semnificativă a, a acestui dialog pentru că avem nevoie de State Unite așa cum personal cred State Unite au nevoie de europeni și din punct de vedere al piețelor comercial vorbind și din punct de vedere politic a, în, atât în ceea ce privește relația cu țări precum Rusia, China, India cât și pentru marea chestiune a luptei împotriva terorismului. Ca să nu mai menționez dosarele foarte calde din Orientul Mijlociu. Cum ar trebui să posenze România în interiorul Uniunii Europene din punctul de vedere al relațiilor cu America? Păi, cred că România e cunoscută deja ca fiind foarte pro-americană uh, și uh, nu, nu cred că este un lucru rău, personal, așa cum uh, cred că s-a înțeles și din ce spuneam mai devreme. Consider că relația cu Statele Unite e fundamentală pentru noi, europenii. E primul lucru la care mă gândesc atunci când imaginez nu, geografia politicii externe europene. Cred că trebuie să vedem cum stăm, de să, nu, să nu picăm în capcana ceaușistă, pentru că există acest pericol. Am văzut comentarii recente care făceau din România un soi de. Arbitru al reconcilierii americano-europene. Cam convins. Da. da. bun. Unii au înțeles, cred, lucruri care uh, nu sunt uh, altceva decât simple iluzii, mituri, care, iată, vin din anii 60 și ajung până în zilele noastre. nu? Uh, România, ca arbitru uh, internațional, uh? uh, e mai degrabă. Uh, cred nevoie de luciditate și de, uh, uh, cum să vă spun, de o poziționare uh, inteligentă, nu stridentă în, uh, în discuțiile din, uh, din interiorul uh, Uniunii. La nivelul Consiliului european, uh, președinte de altfel uh, uh, apare mult mai uh, bine conturat în uh, relații externe decât în plan intern Asta e, asta e un mic paradox. Deci, atâta cât, cât putem contribui la un dialog inteligent și rațional, trebuie să o facem. Nu, nu cred că trebuie să fim, cum se cheamă, timorați. Pe de altă parte, sunt. trebuie să vă spun acest lucru sunt uh, apeluri pe care americanii le-au făcut la noi și pe care nu le-am răspuns. De pildă americanii ne cer cu insistență de 5-6 ani încoace să fim activi în Balcanii de Vest și nu facem acest lucru. Deci, uh, sunt lucruri care țin de poziționarea noastră ca stat european în raport cu vecinii și pe care americanii ne-au cerut fără ca noi să dăm senzația că am înțeles uh, lucrul ăsta. Uh, în mod uh, natural, suntem interesați și uh, știe toată lumea asta de ce se întâmplă într-o parte din vecinătatea estică, și anume în Moldova, suntem mult mai puțin prezenți decât am putea în restul țărilor din uh, vecinătatea estică. Mai sunt alte cinci țări în vecinătatea estică. Și iarăși. Uh, 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 Politicienii americani și-ar dori să ne vadă mai activi în vecinătatea estică, adică în ceea ce înseamnă țările de dincolo de Moldova. Ca să simplific, exceptând Moldova. Nu, Moldova nu e singurul actor politic din vecinătatea estică a Uniunii. Deci, dacă am face ceva mai mult în Balcanii de vest și în vecinătatea estică. Cred că și europenii ar fi mulțumiți și americanii ar fi foarte mulțumiți pentru că își doresc acest lucru și au transmis semnale clare care la noi au fost ignorate. E, cred, un caz uh, școală pentru a înțelege, de fapt, ce putem face și ce se așteaptă de la noi. Nu se așteaptă să rezolvăm conflictul din Siria. Nimeni nu așteaptă asta. Dar se așteaptă să fim mai prezenți în stabilizarea acestor zone. Și, repet, e o poziție. Pentru care și europenii ne-ar fi recunoscători, și americanii. Hai să facem acest lucru. Credeți că suntem timizi aici? Nu suntem timizi, dar nu știm să alocăm uh, forțe. De pildă, ambasadele noastre din statele din uh, Balcanii uh, Occidentali sunt depopulate. Avem uh, armate de uh, diplomați în alte părți și uh, nu găsim resurse pentru a popula ambasade din asemenea țări. Uh, ori ne pricepem și uh, am putea fi utili. Adică nu. Nu facem uh, 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 efortul necesar. E și o cunoaștere destul de vagă uh, în ultimii ani, pentru că, uh, din păcate, universitățile fac uh, toate studii europene, dar studii europene înseamnă doar descrierea instituțiilor de la Bruxelles. Nu înseamnă politici europene. <laughs> și de asta avem uh, armate de specialiști în studii europene, dar uh, care nu sunt competenți pe, în politici. Și, în fine, să califică la fața locului. Ar fi nevoie de uh, specializări pentru, uh, pentru țări precum Georgia, Armenia, Azerbaijan, Belarus. Știți pe cineva care să priceapă la Belarus? Pute nu. Există cinci oameni în România care să vorbească competent despre Belarus. E o mare problemă a Uniunii Europene. Și suntem mai aproape de Belarus, nu doar geografic, ci și politic, din perspectiva... Uh, Vecinătății și a frontierelor, înțelese politic, decât portughezii. Deci, cred că am putea fi mai utili în interiorul Uniunii Europene pentru a participa la definirea relației cu Belarusul decât sunt portughezii. Dar n-am auzit pe cineva să fie interesat, cel puțin public, nu s-a discutat vreodată despre asta. Se discută doar în termeni emoțional și, cum se cheamă, de bune intenții despre, uh, cum se cheamă, mize globale. Noi nu vedem mize în care, într-adevăr, am putea fi uh, uh, utili. La fel, uh, uh, cred, Armenia sau Georgia sunt țări care așteaptă o mână de ajutor uh, semnificativă din partea României, ca actor european. Cât de satisfăcuți sunt europarlamentarii de mandatul negocierilor europene în cazul Brexit? Și cum uh, vedeți dumneavoastră debutul negocierilor uh, Parlamentarii au fost implicați uh, Imediat după referendum, în uh, discuțiile despre mandat, uh, sunt membru al uh, Comisiei pentru Afaceri Constituționale și din iunie încoace, până să se definească public uh, uh, mandatul, uh, și eu și ceilalți colegi uh, am fost uh, solicitați și în grupurile noastre politice. Avem un grup de lucru special pentru chestiunea Brexit. Deci, uh, ne-am. Uh, Uh, Stors creierele, cum se spune, pentru a descrie cât mai uh, lizibil uh, mandatul pentru negociatori. Acum, cred că un lucru important este faptul că prioritatea uh, e soarta cetățenilor europeni atât acelor 3,5 milioane aproape care sunt cetățeni europeni în Marea Britanie cât și acelor 1 milion și jumătate, cam asta sunt estimările britanici în Europa, faptul că interesele cetățenilor au fost puse pe locul unu important. Au apărut uh, chestiuni la care puțin se gândeau în momentul Brexit și anume frontiera în Irlanda între nord și uh, ceea ce va fi partea Uniunii Europene. Chestiunea Gibraltarului și a relațiilor între spanioli și britanici e de asemenea una dintre problemele care a fost întoarsă pe toate fețele, ca și suveranitatea britanică în Cipru. Această ultimă problemă fiind complicată în mod suplimentar de negociere în curs. Așa cum se știe, reîncep la Geneva Uh, negocierile dintre cele două părți, uh, turcii ciprioți și uh, grecii ciprioți, în uh, privința reunificării. Deci aici avem un element suplimentar care uh, 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 va complica discuția despre uh, suverenitatea britanică asupra unor părți din Turcia. Din uh, Cipru, îmi cer scuze. Uh, chestiunea uh, Contribuție financiară, de asemenea, e foarte sensibilă. Acum, britanicii uh, s-au angajat să plătească în exercițiu financiar 2014-2020 uh, o parte importantă. Contribuția britanică e importantă, nu e atât de importantă cum mințea Farage, Farage, Farage în uh, timpul campaniei. Uh, și vom avea, probabil, o situație bizară, pentru că în, în mod foarte probabil, britanicii ne vor părăsi în 1 aprilie 2019, dar ei vor continua să plătească până la sfârșitul exercițiului bugetar 2020. Chestiunea cetățeniei este cea mai uh, sensibilă și aici uh, cred că ar trebui să trimitem acest mesaj foarte clar către cetățenii români care sunt în Marea Britanie. Ceea ce ne străduim să facem este ca pentru toți cetățenii europeni care sunt rezidenți în Marea Britanie, au muncit, studiază, au studiat acolo să fie posibilă achiziționarea cetățenii după 5 ani de reședință. Să sperăm că este. Acum, pentru ca lucrul ăsta să fie posibil, ei trebuie să aibă în minte un element despre care, din păcate, am văzut că nu s-a discutat, ce anume plata contribuțiilor sociale. Mulți nu știu că degeaba stai acolo și muncești dacă trișezi și nu plătești. Nu plătești contribuții sociale. Și nu ai asigurare medicală. Deci ceea ce trebuie să spunem este că ne dorim ca acest element fundamental, să fie asigurat, și anume ei să poată, dacă doresc, nimeni nu va fi obligat, să primească uh, uh, satisfacție în solicitarea lor de a uh, continua să muncească acolo sau să studieze, condiția este să-și reglementeze în toate detaliile, inclusiv asigurare medicală și contribuții sociale pentru cei care muncesc, situația. Deci nu se va putea. Gestionarea este o situație pentru cei care trișează sau care muncesc la negru. Nimeni nu negociază pentru piața neagră. Asta trebuie să fie clar. Și de asemenea, pentru studenți, dacă vreunul din ei are în minte să uh, uh, continuă să trăiască în Marea Britanie, va putea folosi cei 5 ani dacă a avut asigurare medicală. Dacă n-a avut, asta va, va uh, fi o mare povară pentru uh, Reclamarea drepturilor și pentru a primi satisfacție. Suntem la începutul negocierilor, dar aceste elemente oricum sunt uh, de luat în seamă. Deci nu se va putea face în interiorul uh, 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 Marii Britanii un statut special mai îngăduitor cu europenii decât ce avem în acest moment. Deci asta uh, ar fi o iluzie. Acum. Uh, suntem în uh, 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 Parlament uh, mulțumiți de felul în care arată echipa de negocieri din partea europeană. În particular, uh, sunt bucuros să-l văd drept negociator uh, șef pe uh, Michel Barnier. Uh, pot să vă spun chiar că în competiția internă din PPE, atunci când am avut de ales între Jean-Claude uh, Jean Juncker și Michel Barnier, eu l-am preferat pe Barnier, n-a fost el cel ales, până la urmă, candidat pentru uh, șefia Comisiei Europene, dar personal uh, am o, un, un mare respect și o mare admirație pentru Michel Barnier și am uh, toată încrederea. El, de altfel, ne informează sistematic în grupul nostru politic despre uh, felul în care decurge construcția negocierii, pentru că e, 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 de, e destul de complicat. Sunt oameni din parlament, de altfel, care au uh, uh, integrat această echipă. Și uh, eu sunt convins că vom avea rezultate foarte bune pentru europeni. Nu am niciun fel de îndoială. Mă tem puțin în legătură cu situația din Marea Britanie, pentru că deja vreau să vă spun că n-am înțeles de ce a trebuit să stăm un an până când ei se declanșeze totul. E un an pierdut. E un an pierdut aiurea. Nu s-a întâmplat nimic bun în Marea Britanie în decursul acestui an. Deci n-au devenit mai consistent. Doi, mă tem foarte mult de uh, stabilitatea soluției politice rezultate din alegeri. Nu sunt convins că Tereza mei va fi uh, premier atunci când uh, ne vor spune bye-bye. Pentru că ea a fost slăbită de o alegere pe care le-a făcut și nu e exclus. Nu e exclus. Eu nu vreau să fac profeții, dar uh, văd ce se petrece în uh, peisajul politic din uh, uh, Partidul din Tabla Conservatorii și nu e exclus să avem un alt premier în toamnă. Acum, dacă și un nou premier în acest scenariu va dori să facă alegeri, uh, negocierile vor fi iarăși amânate. Și pentru noi, care vă spune, pregătim serios de un an, nu, 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 nu sunt parte a acestui, uh, acestei echipe. Domnul Feci, nu vreau să înțeleagă uh, lumea altceva, dar am fost sistematic consultați și uh, ținuți la curent cu uh, ce se petrece. Pentru uh, partea europeană este neplăcut. Faptul că stai să aștepți după britanici când e și interesul lor să discute despre ce se întâmplă cu Brexit-ul. Ei l-au provocat, nu l-am provocat noi. Ce avantaje și riscuri ar putea exista pentru România în procesul de negociere a brexit -ului? Sunt cele care țin de, de uh, și de ceilalți europeni. Avem, cum se știe, un număr mare de uh, români care muncesc și studiază în Marea Britanie. Nu suntem uh, uh, cei mai numeroși acolo, nu? Pol polonezii, de pildă, sunt mai numeroși decât noi. Ar fi bine cu ocazia asta să încercăm să vedem și exact cât sunt cifrele comunicate, uh, cel puțin uh, uh, recent, cele mai fiabile sunt de 234.000 de cetățeni români. Acum, românii nu au obișnuința să se înregistreze când merg să muncească undeva sau să studieze, e și teama asta venită din comunism că dacă te registrezi se urmărește cineva. Dar pentru această chestiune în fine nu vreau să-i fac agenda domnului ambasador Mihalache de la Londra, dar n-ar fi rău să știm exact cine și ce așteaptă. Pentru că avem o idee generală despre faptul că există mulți muncitori, mulți lucrători, există studenți, un număr semnificativ. Ar fi bine să vedem exact ce și cum stau. Adică, nu e suficient să avem reprezentarea asta extrem de generală. Câți studenți, câți muncitori, care sunt interesele lor, câți sunt la negru, câți nu sunt la negru. Această pedagogie pe care am schițat-o aici legată de statutul lor acolo, de, de asigurări medicale, de definirea cetățeniei, pentru că în acest moment e o întreagă dezbatere despre uh, definirea juridică a europeanului de care ne ocupăm în aceste negocieri. Va, deci, iar, această definiție exclude, de pildă, e una dintre categorii, pe cel care e prezent acolo la negru. Și lucrează la negru sau alternează situații în care muncește trei luni legal și pămăstă. Deci, ambasada, după părerea mea, umilă, ar trebui să încerce să înregistreze cel puțin un eșantion semnificativ al celor care sunt în acest moment în Marea Britanie și să informeze partea română, nu? Care negociază, deci președinția, reprezentanța Uniunii la Bruxelles, cine sunt românii de care ne ocupăm. Cât sunt în situație legală. Pentru că altfel s-ar putea să ne trezim că oamenii ăștia nu află ce e important pentru ei, pentru legalizarea statutului și pentru a profita de pe urma uh, rezultatului acestei negocieri. Mulți, de pildă, nu știu că trebuie să aibă asigurări medicale. Și, din păcate, despre asta nu s-a discutat uh, nici public aici, nici din ce știu în uh, dialogul. Uh, între uh, reprezentanța noastră mai abitană, ambasadă și românii de acolo. Adică am văzut că, în fine, se organizează dezbateri, ie, e frumos, uh, folclor, dar oamenii nu o să trăiască din folclorul telormănean. O să trăiască de pe urma le legilor britanice. De asta au nevoie. Să fie hrăniți cu literatură juridică, nu cu uh, doine din uh, uh, Dolj. Sunt frumoase și te relaxezi, dar interesele lor nu vor fi satisfăcute dacă stau să asculte doilea.